Speriați că focul s-ar putea extinde, oamenii din bloc au ieșit în grabă în stradă și au sunat la 112. La fața locului s-au deplasat mai multe auto speciale ale inspectoratului pentru situații de urgență. Noi dormeam și am auzit gălăgie în stradă și geamul deschis și m-am uitat când am văzut că arde. Noi n-am fost sigură că este de la ea sau nu. În afară de tot, numai și numai fum, flăcări, cred că din bucătărie ieșeau, cred că a ieșit, cred că a luat ceva foc în partea dreaptă, aia fiind bucătăria. Altceva n-am văzut. Am acționat cu 7 autospeciale de diverse tipuri de stingere cu apă, ambulanțe, autoscări. A fost dificilă pentru că a trebuit să evacuăm cetățenii de la nivelul superior. Alte 2 persoane s-au intoxicat cu fum și au fost transportate la Spitalul Universitar din Capitală pentru a primi îngrijiri medicale. Pentru a elimina orice pericol de explozie, o echipă de la firma de gaze a oprit alimentarea în zonă. O anchetă a fost deschisă în acest caz pentru a se stabili cu exactitate cauzele producerii incendiului.